Stimați colegi, doamnelor și domnilor, vă supun atenției un subiect foarte important, acela legislației antifumat. Aproape 5 milioane de români fumează zilnic sau ocazional, 24% dintre adulții de 15 ani și peste sunt fumători zilnici, iar numărul mediu de țigări fumate într-o zi este de aproape 17 țigări. România este țara cu una dintre cele mai permisive legi antifumat, fiind singura țară care permite fumatul în baruri și restaurante. Anual, 700.000 de europeni mor din cauza fumatului, acesta reprezentând principalul motiv pentru care autoritățile europene au decis schimbarea legilor antifumat. România, alături de Cehia, Polonia și Bulgaria, au făcut notă discordantă și au refuzat inițial noile reglementări, conformându-se după negocieri intense cu unele cerințe. Chiar și în aceste condiții, Bulgaria a decis recent interzicerea totală a fumatului în public. Potrivit lui Martin Seychel, director adjunct la Departamentul Consumers and Health de la Comisia Europeană, această modificare majoră a legilor antifumat este necesară, întrucât media fumătorilor din Uniunea Europeană se ridică la 28%, spre deosebire de Canada ori Statele Unite, unde este de 18%. Dată fiind necesitatea implementării de reglementări mai stricte în acest domeniu, începând cu luna decembrie acestui an, în Italia va fi ilegal să fumezi în mașină în prezența copiilor sau a femeilor însărcinate, precum și în curțile interioare ale spitalelor. Mai mult decât atât, în încercarea de a reduce numărul fumătorilor, Ministerul Italian de Sănătate intenționează să introducă și alte restricții, printre care se numără interzicerea fumatului în parcurile publice, pe stadioane, pe plajele amenajate și în filmele sau seriale TV naționale, dacă se fumează prea mult ori în secvențe nenumărate. Luând în considerare faptul că fumatul pasiv produce efecte devastatoare chiar și asupra organismului unui adult perfect sănătos, nu putem să nu ne imaginăm numărul mare de probleme pe care îl poate crea unui copil sau unei femei însărcinate, precum și fătului. Interzicerea fumatului în mașină în prezența copilor sau femeilor însărcinate, precum și în curțile interioare ale spitalelor, nu va face altceva decât să protejeze sănătatea unor persoane vulnerabile, scăzând astfel, pe termen lung, cheltuielile din sistemul de sănătate, precum și numărul fumătorilor. Consider foarte important că adoptarea unei legislații restrictive nu este numai o cerință a Uniunii Europene care trebuie să ne conformăm, ci în primul rând o necesitate evidentă, întrucât este de datoria noastră, stimați colegi, să facem tot ce ne stă în putință pentru a proteja unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor României, drept garantat de Constituție, dreptul la sănătate. Vă mulțumesc, Paul Dumbrăvanu, deputat PNL,